Salutare, fraților, bine v-am regăsit cu un nou episod. De data aceasta suntem pe spins.io. Am aflat și eu aseară de acest site de la Massive și, bă, mi s-a părut interesant și am spus de ce să nu filmez un episod. Poate, na, e ok. Dacă apreciați acest episod, nu uitați să-mi arătați lucrul acesta cu un like, mă, fraților. Deci hai să apăsăm butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Bun. Nu știu câți dintre voi știți de acest site, este gen Agario, dar puțin mai diferit. Bă, să-mi scuzați și mie freza, acum m-am trezit și nu aveam timp să o fac și nebunii. În fine, putem să ne alegem și skin-ul preferat. Văd că dacă le dăm subscribe la canal, ne dă un skin special, nu o să fac acest lucru. Și nu știu, level 50, level, uite și cu bănuți, nu știu cum faci acești bănuți, dar în fine. Și cred că pe parcurs o să evolueze site-ul și o să îți poți crea tu sesiunea ta și să te joci cu prietenii și chestii, cred. Ar fi foarte, foarte interesant dacă s-ar face asta. Bun, hai să vă arăt cum se prezintă jocul. Deci, la fel ca Agario, da? Mamă, cât de tare se învârte ăla. Ne colectăm bulinuțe, opa, dacă apăsăm click stânga, ne mergem mai tare, dar ne scad din puncte. Ia uite, deci dacă mergem și bubuim pe ăsta, da, nu a murit din prima, dar sar puncte din el și le colectăm. Dacă are punctaj mult, mult, mult prea mic, o să moară, ceva de genul. Și ăstea te propulsează, dacă te bagi în chestiile astea, te propulsează. Ok, unde vreau să ajung? Bă, vreau să ajung măcar în top 10, da? Aseară am fost pe locul 2. Deci cred că am jucat de 3 ori și de... Mamă, lasă-mă în pace că ești mare și uite, vii după mine. Aseară am jucat 3 meciuri din care, nu știu, al treilea meci am fost pe locul 2. În top. Cu 6.000 și ceva de puncte. Bă, eu cred că e ok, nu știu. Hai să dacă... Aoleu, nu, că tu ai 300, lasă-mă în pace. Mamă, cât sunt pe aici. Bun, avem 200 de puncte. Da, vedeți că jos sunt... ne apare și un grafic cu 216 RPM. Rotații pe minut, mai exact. Și este... avem 240. Ok, 245. Mm-hmm. Și l-am bubuit pe ăla. Și îl colectăm. Bine, cred că avea scor mic. Vedeți că... vă scad și vouă puncte după, dacă îi omorâți sau dacă vă băgați în alții, vă scad și vouă puncte. Dar nu contează. Avem 300 de puncte, ok, 300, adică 300 de rotații pe minut. Bă, și suntem pe locul 36. Ca... Nu. Da, nu l-am văzut pe ăla, deci chiar nu l-am văzut pe ăla și nu a murit, deci vedeți că am rămas cu, nu știu câte puncte am avut, 20? Aoleu... Pleacă de aici. Hai că încercăm. Nu-i problemă, nu ne impacientăm. Bă, pleacă, mă, lasă-mă în pace. Luăm aici punctulețe. Avem din nou 100 de puncte. Trebuie să găsim de ăștia mici. Și o... L-am omorât pe ăla? Ah! Nu, avea mai multe puncte. A prins zona aia cu mai multe puncte și... Ok. Ok, 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 ok. Am colectat de pe ăștia. Dar noi n-am făcut treabă. N-am prea făcut treabă. Avem 100 de puncte și am omorât 3. Ah, e ok. Am omorât 3 oameni și aproape am murit și eu, dar în fine. Bă, lasă-mă în pace, mă. Ok, din nou avem 60 de puncte. Nu e ceva ok. 10 puncte. What the fuck? A murit. Da, interesant. Trebuie să ai și puțin noroc la acest joc. Deci trebuie să ai puțin noroc la acest joc. Ok, hai să mai încercăm. Bun. Vedeți că acum ne rotim chiar foarte, foarte, foarte încet. Dar aseară erau mai, ceva mai lejer pentru că nu era atâta lume. Și acum
Este chiar foarte multă lume. Deci, bă, luna trecută am făcut 3 kill-uri. Da, na. Hai să avem puțină. Și dacă ne băgăm în ăsta, o să-l rupem. Cum vă ziceam. Și acum ne rupe el pe noi, că n-am colectat punctele, n-am colectat destule puncte. Și ne-a omorât. Ah, ok. Ba, am avut și ăla și l-a omorât și pe... Hai că se poate. Acum e momentul. Acum este momentul. Bă, câte puncte pe aici. Ok. Mamă, ce acolo, nu mă duc, sigur o să mor. S-au bătut băieții. Ok. Mă, vedeți că este puțin lăguit. Din câte am înțeles, nu prea există servere. Bă, tu ce faci aici? Alo, băiatul. Nu prea există servere de Europa, adică gen nu poți să-ți alegi serverul, te bagă pe un server random și cred că sunt servere de America și... Dar merge puțin lăguit, cred. Dar sper să se vadă ok. Probabil am spus-o. Am crezut că are mai multe puncte ca mine și l-am ratat pe băiatul ăla. În fine. Uite, ăsta putem să... Uite și ăsta, dar nu, ce să fac? Mă sparg degeaba și... ce prostie am făcut. Sau? Totuși, nu? Ia, vină-mă aici. Așa, l-am spart. Vină-mă aici. L-am omorât. Vedeți că fac destul de multe kill-uri. Doar că v-am spus că faci kill-uri, dar scazi și ție din puncte. Am câte 2 kill-uri. Ok. Bun. Avem 240 de rotații. Ăla are 200. Ok. Din nou, avem câte kill-uri? Avem 3 kill-uri. Ok, suntem pe locul 28. Și dacă l-am sparge pe ăla ar fi forță. Mergem, îl urmărim. Hai să-l urmărim. Este riscant să te bagi în chestii de astea, că s-ar putea să vină unul cu mult mai multe rotații pe minut și să te omoare. Dar na, avem 3 kill-uri. Uai, bă. Ce level avea? Mamă, am crezut că are chiar 300. Ok. Și avem 400 de rotații pe minut. Suntem pe locul 17. Bă, am început să prindem viteză. Am început să prindem viteză, mă, băieți. Aici, despre astea vă spuneam, este foarte riscant. 500 de rotații pe minut, incredibil. Ok, suntem pe locul 18. Dacă l-am sparge pe ăla, am fi undeva... Nu o să mă duc să... Bă. Hai că îi spar pe amândoi. Ok, avem 600? Am făcut 600? Ok. Avem 600 de rotații pe minut. Ajungem în locul... Pe locul 10. Bă, avem 5 kill-uri. Deci nu poți să zici că am ajuns în top doar făcând, adică stând degeaba, că mai sunt unii care, uite, este pe locul 9 și are 0 kg. Deci probabil omul a stat numai la pândă să colecteze de pe alții. Ceva de genul. Dar, na, e ok. Bă, ia uite aici. Hai să mergem, păi. Mamă, dacă îl prindeam pe ăla, dar n-am vrut să mă risc. Că... Ok. Avem 800 de rotații pe minut, băieți. Suntem pe locul 14. Uai, nu știu ce scor avea ăla. Cred că o să pun pauză să văd dacă am fost... Lasă-mă în pace că nu vreau să mă spart pentru tine. Mamă, 600. 800. 800. 900, frate. Hai cu 1000. Se poate cu 1000. Suntem pe locul 11. Avem 1000 de rotații pe minut, băieți. 1000 de rotații. Suntem pe locul 13. Ok. Interesant. V-am spus că ăsta este meciul meu. Și aici văd că... Ok.
Bă, foarte multe buline pe aici. Suntem pe locul 14. Dacă mai găsim acum să-i nimicim... A, ăla ăsta are 3000. Nu, fug de aici, îmi fugă, ăla avea 3000. 3000, pleacă. Am fugit foarte departe. Nu. Du-te înapoi, du-te înapoi, du-te înapoi, du-te înapoi. Ah, m-a spart băiatul ăla. Na, noi... Dar în fine, am rămas cu 700. Deci vedeți că avea mai multe puncte, puncte ca mine, cred. Dar totuși nu a murit. Am murit acum. Bine, băieți, păi cam atât o să fie cu acest... A, uite, am făcut 6 kill-uri, fraților, am avut 1111 rotații pe minut. V-am spus, azi iar am făcut 6000 de rotații pe minut, dar trebuie să ai și puțin noroc, să spun așa. Fraților, dacă vi se pare interesant acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, fraților, și nu știu, dacă mai aveți propuneri de joculețe sau jocuri sau ce să mă joc, aștept comentariile de la voi și o să fie foarte, foarte ok. Eu am fost Lolex, iar până data viitoare, Alexandru vă spune sănătate!